Ceremoniile de astăzi de la Chișinău, dedicate Unirii Basarabiei cu România, au avut și un efect nefericit. Un elev de liceu din Brașov, cetățean român, a fost reținut în timpul acțiunilor organizate în centrul orașului. Polițiștii l-au trimis în fața judecătorilor, care au decis să-l expulzeze din Republica Moldova pe motiv că nu-și declarase prezența în Chișinău. Deși sentința preciza că dreptul la recurs poate fi exercitat în 10 zile, polițiștii l-au reținut chiar la ieșirea din judecătorie. Nu se știe până la această oră care este soarta elevului român reținut de autoritățile comuniste de la Chișinău.